mi-a adus aminte de copilărie și de piesa care a au făcut furori. Au trecut 17 ani jumate de atunci și acum n-am mai avut răbdare să așteptăm majoratul. Am avut o rămă inspirație. Ca fata mare la măritată. A avut o rămă inspirație și uite că a făcut piesa asta foarte frumoasă, primim foarte multe comentarii bune și asta ne bucură tare. Aceeași ochi căprui. De fapt, nu este un remix pentru că sunt doar două versuri din piesa veche. Este mai mult o continuare a poveștii pe care voi deja o cunoașteți. Se întâlnesc peste ani și își dau seama că povestea lor de dragoste a rămas neafectată de timp. Da. Sunt acolo. Vă invităm să luați loc alături de noi pe canapea. Cu drag, mulțumim. Bună, bună. Denisa, ai fost o răsfățată zilele acestea. Toată luna, să știi că... Toată luna, nu? Da, că... adică încă de la începutul lunii mi-au spus oamenii la mulți ani și încă îmi mai spun pentru că mi-am sărbătorit ziua puțin mai târziu. Am vrut întâi să lansăm videoclipul și să fiu sigură că pe plan profesional așez lucrurile așa cum trebuie, că știi că noi suntem cam workaholice și după aia avem timp și de petrecut. Dar și noroc cu Raluca că ea ține frâiele și ale tale și ale ei. Nu, că e mai matură din relația voastră. Eu sunt mai matură, da. Tu te referi la instastoriile pe care le face Denisa, nu? Pe Instagram. Eu am o pasiune pe Instagram, o filmez cu camera ascunsă. Da, am văzut că o pui tot felul de situații și ea nu știe de cele mai multe ori că e filmată și eu o surprind. Da, ai văzut? Păi asta vreau, că toată lumea zice, aia, soră sa, aia mică, aia, e, vorbește mult, era blondă, e un îngeraș, stai că vă arăt eu realitatea. Da, dar nu știi că poate ea face boacăna, după care se pregătește să mă filmeze. Că mă enervează, normal. Dar știu și cum să o provoc de acum. Dar știi că îmi dau oamenii mesaje, dar nu mai faci cu Raluca cu camera ascunsă și când mai fac un filmuleț, la fel îmi scriu, de când mai așteptam un episod din ăsta? E chiar interesant. Dar Denisa, știi că ai trecut și printr-o perioadă așa nu prea bună, pentru că ai trecut printr-o mică depresie. Că Două zile. Două zile, dar cum? De ce? Ce pentru simți? Că am schimbat prefixul și nu știu, am avut așa, dacă aș ști să explic, să spun motivul, aș fi știut să fac în așa fel încât să-mi treacă, dar nu știu să-ți spun, am avut așa o stare ciudată, două zile, am plâns, eram foarte tristă, eram tristețea pământului pe sufletul meu, dar nu știam de ce. Dar adică... există lucruri pe care le regret sau de ce? Nu există lucruri pe care le regret și asta spun, că efectiv stăteam și plângeam și mă întrebam, ok, plâng, dar de ce plâng? Că n-aveam un bilanț cu ceea ce ai realizat până acum. Cred că la asta și cred că m-a speriat faptul că nu mai am pe doi în față când e vorba de vârstă, că am trecut la trei și cred că asta m-a panicat un pic, dar mi-am revenit repede ca întreabă, eu n-am timp să stau să plâng, că am foarte mult de muncit. Raluca e sora cea mare și a trecut prin acea schimbare de prefix acum puțin timp. Nu i-ai spus că nu e nimic, că nu se schimbă. Eu i-am spus că la 30 de ani o să se descopere, o să realizeze că este matură, nu o să mai vrea să se întoarcă la... Nu o să vrea să se întoarcă la 2 niciodată. Da. Mie-mi place vârsta asta și aș vrea să rămân toată viața așa, pentru că abia acum m-am regăsit eu pe mine și sunt ok eu cu mine. Dar părinții și s-a spus mama ta când te-a văzut, cred că te-au simțit că ești puțin așa întoarsă pe dos. Bine, de ziua mea, chiar pe 13, am fost și cu Ralu și cu părinții. Nu mi-au zis nimic, nu știu cât m-au simțit. Eu, în general, nu prea mă arăt în fața lor și dacă mai am momente din astea cu mine, sunt doar cu mine. Pentru că ei mi-am trec mult mai repede și ei săracii se consumă. Dar nu, serios vorbind, acum chiar sunt un om fericit și nu am motive de depresie. Dar ca orice femeie care simte că trec anii foarte repede, m-a speriat un pic treiul ăsta când a venit, dar l-am primit, ne-am împrietenit deja. Dar ți-a fost frică de 30, că te așa cu lacrimi, nu? Când... Nu, n-am lacrimi, nu. Mi se pare? Da, dar da, mi-a fost frică de 30. Uite, de exemplu, Raluca e născută pe 2 ianuarie, noi niciodată nu putem să-i facem petrecere de ziua ei, tot timpul o serbăm acasă. Și țin minte când a făcut ea 30, că îi cumpărase tata tort și lumânările, cifrele. Și am deschis la un moment dat un raft la ai mei în casă să iau ceva și am dat peste lumânările alea cu 3 și 0. Păi nu spun că m-am închis în dormitor și am plâns jumătate de oră pentru ea. Deci asta când am făcut ea 30. Nu i-am luat acele lumânări cu 3 și 0, i-am luat 31 de lumânări. Da, deci a fost lumânări din alea clasice. Am zis să nu vă treiu pe tortul meu că m-a apucat la petrecere. Dar am văzut extrem de emoționat și pe părinții voștri la ziua ta de naștere și în special pe mama ta. Am și urmărit interviul, ai vorbit foarte frumos despre ea. Ce sfaturi ți-a dat? Cum ți-a fost alături în această zi importantă? Păi, dacă vorbim de sfaturi, în general, mama, ea, așa cum e un exemplu pentru mine și eu mă inspir din viața ei. Extrem de pozitiv, ea se bucură întotdeauna cu... De lucruri mărunte. Da. De exemplu, dacă i-a apărut un fir alb, ea n-are nicio problemă cu lucrul ăsta. E foarte fericită cu vârsta pe care o are.
aici e o mare diferență față de mine, da, că mama se bucură de fiecare an, de fiecare rit care apare, adică le primește pe toate cu zâmbetul pe buze și asta e un lucru mare. Regat de petrecere, ei nu prea știu ce organizez eu și ce fac și ce nebunie. Au văzut când au ajuns, da, da, așa sală mare, dar tu ai cu cine să umpli sala asta? Nuntă, da. A fost o mini-nuntă. Deci când am ajuns cu tata, m-am dus undeva pe la 4 pentru că Simona aranja florile de hârtie și cei de la băuturi și cei de la sala de evenimente unde a avut loc evenimentul, cei de la Prestige Orchestra veniseră la probe și trebuiau să mă asigur că e totul ok și când am intrat cu tata în sală, tata a văzut sala și a zis: dar tu, cine vine? Adică e sigură că umpli sala asta de oameni? Și am avut emoții pentru că a fost și foarte frig și foarte urât afară în ziua aia. Exact, dar uite, am bucătă de oameni. Exact cât a ținut, da, petrecerea de Nice. Păi a fost foarte urât afară. Glumeam și când m-am trezit în ziua petrecerii și am văzut ce potopi afară, am zis: plouă la mine la nuntă, bogăție! Așa se spune, da, așa se spune.